Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiența. Astăzi o nouă experiență la cumpărături. Este vorba despre un rack extern pentru hard disk sau SSD. În practic o cutie de 2,55 ED600 codul ei de la Adaptor. Ce mai scrie aici pe cutie? O cutie închisă. Deci ai posibilitatea să o închizi. Să închide și se deschide foarte ușor. Nu prea vrea să focuseze. Cam asta e cu cutia. IP5X, IP X4. Rezistentă la șoc, rezistentă la praf, rezistentă la fără scule și lacăt de siguranță, care fi lacăt ăsta de siguranță, deci asta e cutiuța, așa, aici i-am pus deja un SSD install. Un SATA 3. Da, deci până acum e cea mai bună cutie, cel mai bun rack extern care l-am putut avea vreodată. Sincer, sunt încântat de el. Interfața SATA 3. Na. Ia să-l și cuplăm, să vedem dacă îl băgăm pe un port SATA, cum reacționează. Ce e ce la mine pe masă? Așa. Aici avem un hub cu mai multe porturi USB, mai exact 4 porturi USB, din care vreau 4 SATA 3 și restul SATA 2. Ia. Să îndoptăm. Aici avem și un butonaș, ăla e 5. Așa. Ia să vedem dacă v-am văzut. Mare lucru dacă nu e stricat SSD-ul ăsta. Deci aici am văzut, e un D, dar D-ul e un stick. Deci nu l-am văzut. Ia să vedem cu fișul ăsta. Uite, era 6 și nu era 5. Da, 6, normal că 6. 5 e jos. Deci, l-am văzut, dar totuși aici nu îl vede. Ia să vedem, poate trebuie să-l formatăm. Deci mergem jos în dreapta, dăm click dreapta. Și mergem la Disk Management. Și avem așa, Windows C, T, și-au găsit un new volum, și cu un new volum. Deci ăsta e 111,79 GB.
să formatăm NTFS. Hai să zicem. Formatează. Să formatăm și pe asta. Ia să vedem. Îl vede sau nu îl vede? După ce îl formatăm și... Deci, practic, eu am creat două volume. E o volume. Deci nu am văzut nimic. Zice că e sănătoasă, dar în schimb nu vrea să-l vadă niciun. Deci e o problemă. Nealocat. Te-ai un literal. Uite că l-au văzut pe ea. Deci l-au văzut ca volume. Așa, și acum îl formatăm. Deși pare formatat. Nu e formatat, că l-au văzut. Da. Ok. Iasco. Piem ceva pe el. Cam ce viteză? Viteză de... Nici nu s-o da seama, nici nu mi-am dat seama. Da, viteza e foarte. Da, vezi, funcționează. Funcționează, da? Ok, până la o nouă experiență. Vă doresc numai bine, Doamne ajută.